Dar prin demisia domnului Gavrilici s-a soluționat problema? Poftim? Prin demisia domnului Gavrilici, să admitem ipotetic. Domnul Gavrilici. Eu vă spun că nu cred că guvernul ar trebui să gândească la ce este. Dacă noi cerem, înseamnă că ar trebui să gândească cum să readresăm situația. Fiindcă dacă dumnealui spune că e mai ușor de a lichida și nu se gândește la altă parte, partea umană a salariaților, asta e, nu e normal.